trebuia să cântăm. Eu am vrut ca să facem așa un eveniment mai special, să cântăm într-un tramvai care mergea prin Timișoara. Și era vorba de muzică New Orleans. Și am avut mulți suflători acolo și entuziasm și asta. Și așa ne-am întâlnit, Petrică, a fost bine de tot. Dar noi nu respectăm chestii scrise. Noi scriem niște lucruri ca să nu uităm. Firește. În rest, noi urmărim să ne simțim bine pe scenă și ceilalți să se simte bine cu noi. Așa de-n peisaj, pe un drum arid, piață de marcaj. E cu despre mă de aruncat la canal, ce-i banal, nemernic, vecisnic și brutal. Blasaj, blasaj, juliu și tangaj, not survolaj, valuri, siaj. După nava ta, proprietate privată, perpetuum mobile, în croazieră uitată. E seara de șunde, plecare în voiaj. E somnul tihnit și e roșu-n obraj, cabană la munte, zonă de relaș, cutor cu tiraj, miros de talaj. Blasaj, blasaj, lichid de menaj, un voiaj de om rătăcit prin oraș. Din zona incertă te-ntrebi prin pasaj, în concert altă seară, cei de la Blasaj. Grupul timișorean de acid jazz și funk Blasaj, o raritate în peisajul muzical românesc, a apărut în ultimii ani 90 și a lansat până în prezent două albume discografice, în această primăvară înregistrând din plin pentru un nou disc. Un moment propice și pentru o retrospectivă remix, folosind filmări ale echipei emisiunilor de-a lungul anilor. Spiritul la Blasaj a fost Edi Neumann, saxofonist din Tulcea, care cu vreo 10 ani mai mic decât mine. De fapt, toți membrii Blasaj erau cu vreo 10 ani mai mici decât mine. El a fost spiritul, Florin Barbu, și împreună cu mine a mai fost Sași Vușcan, care ulterior a făcut trupa Jaiz și după puțin timp a plecat în Canada. Dar spiritul a fost Edi Neumann, de acolo s-a pornit. S-a pornit cu compoziții proprii mai puține, mai mult cu prelucrări după standard, de, să zicem, de jazz, deși eu n-am bătut în viața mea jazz, deci aș mai degrabă spune jazz rock. La început era ideea de funk și acid jazz. Deci pe ideea aia s-a mers la început. Și după care, stilistic, s-au făcut diferite modificări în momentul în care s-au făcut modificări și în structura ca membru, în Blasaj. Lupul ce-a dormit până atunci în mine s-a trezit și m-a împins la acea jumătate de duzină. Nu vă supărați, sunt singur și aș vrea și eu, dacă se poate, să iau un loc la masa dumneavoastră. S-au uitat la mine așa puțin, apoi s-au consultat toate din priviri, răzbuzând o blondă cu un ton mai închis, no. Din păcate nu se poate, aici nu-i loc, suntem șase pentru Edi, așa că te rog. Șase pentru Edi, 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 șase. Repetau la sală și trupa se chema Funky in the Free și cântau instrumental, jazz. Și am intrat la ei la sala de repetiții să stau cu ei. Și mi-au plăcut unele piese și a doua zi am venit cu text și am băgat cu ei. Florin, dinainte, cam de jumătate de an, tot cocheta cu mine așa, Vita, nu vrei să bagi o voce? Așa, mai guru jazz, mă, ta,
eu cu rock-ul, nu din alea, deci. Dar de ajuns că mi-a înseminat ideea și după aceea, după jumătate de an, când ne-am întâlnit efectiv la o repetiție, mi-a plăcut foarte mult și am venit deja cu idei și am mers mai departe cu ei. A fost, fost mult în Blazaj, am fost vreo 8 la început și practic a plecat totul de la Eddie, de la Eddie Neumann, care a venit cu niște piese foarte frumoase. Eu pe primul, album Blazaj nu am n-am niciun merit. Am pur și simplu am fost ca și un gitarist de studio invitat. Practic echipa Blazaj funcționa deja și fără mine. Și am fost invitat ca și chitarist, smulți dintr-o cu totul altă zonă, dar nu întâmplător. Pentru că eu am avut, paralel cu Neurotica, un proiect, Electric Version, care cântam în București destul de des. Deci, practic, eu l-am înlocuit pe Dan Ionescu în Dan Ionescu Electric Version. În general a fost transferat pentru că din întâmplare a intrat peste director și o profesoară ce erau la pregătire sexuală. În liceu a fost surprins în WC-ul cu 3 țigări într-o mână și cu 3 colegi lângă el care nu fumau de fel. Și a fost dat afară cu mustrare dintr-o asociație de împărțit ajutoare, unde a fost văzut în repetate rânduri furând doar cu o singură mână, când obiceiul era să se fure cu două și până la umă. Distrus, băiatul, distrus, dat afară de peste tot, ai, ai, până când cineva a venit și a spus: nu contează o exmatriculare, poate nu ți-aveai locul, nu aveai chemare, du-te mai departe și caută, du-te mai departe și încearcă, până când într-o zi vei găsi acea asociație de împărțit ajutoare, unde să se fure cu o singură mână și până la umă. Deci stilul Blazaj este stilul Smulz, spus mai în glumă, mai în serios. Smulz din mai multe stiluri și treaba asta vine de la faptul că fiecare membru al trupei provine dintr-o altă zonă muzicală, ca să spun așa. Eu sunt cel mai în vârstă, sunt fan Sting, Peter Gabriel, Clapton, ceilalți, Eddie venea din zona jazzului, trompetistul a făcut conservatorul, Horia Crișovan vine din zona heavy, vocalistul hardcore, implant pentru refuz. Se cânta mult pe pedală. Na, pedală înseamnă o structură armonică foarte simplă, care îți permitea să mergi în diverse, să călătorești muzical cumva, mai mult decât în jazz la momentul ăla. Adică la jazz, într-adevăr, aveam nevoie de mai multe cunoștințe ca să faci jazz și să călătorești. Era mai complex. Dar la ce se întâmpla atunci era pur și simplu și îți dă drumul să cânti din suflet și să bori. Nu mă întreba și cu mine, nu întreba și ce-am pătit. Am nevoie să văd un film american rapid. Vreau să mânc popcorn, să beau ceva oran sau chiar vreun închis din YouTube ștan. Și-am dat multă seară cu treabă la serviciu, azi am făcut viață la mătuși bunici. Nu mai pot să stau în casă la dospit. Vreau să văd la cinema un film american rapid. Nu mă întreba și cu mine, nu mă întreba și ce-am pătit. Am nevoie să văd un film american rapid. M-am uitat în programul de televizor și de la 9:30 un film de mori. Și neapărat în seara de luni să te uiți la serialul cu polițiștii duri. Am să închid telefonul, să nu fiu deranjat și toba o închid, să nu vine chemat. Vreau să văd, vreau să văd un film american. 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 Crimă groaznică se întâmplă pe bune în America. Erau neficat, se furișează și pătrunde nevăzut, neștiut în laboratoare. El are un mai omulat și lucește și se aude tare de tot când pocnește. Ea e frumoasă și deloc cu minte și explică viața ei în 3 cuvinte. Da. Vreau să văd un film american. Vreau să văd un film american.
vreau să văd, vreau să văd un film american. Vreau să văd un film american. Cea mai mare influență Eddie Neumann. Deci Eddie Neumann la vremea respectivă știa foarte mult ce vrea cu Blasage. Și el a fost de capul, head-ul trupei. Foarte mult Florin Balbu, iar Florin Balbu mi se părea un tip care se ocupă de coeziunea trupei, să lege oamenii între ei, să să-i facă să se simtă bine cumva împreună în trupă, deci cam cu asta se ocupa Florin. Bineînțeles și bas, dar așa, peste chestia asta. Vali Potra era băiatul cu organizarea. Trebuie să ne organizăm, trebuie să fim la ora aia acolo, trebuie să facem asta, trebuie... El organiza înregistrările toate, el strângea și ne strângea și pe noi, strângea și mixeristul, tot. El era organizat. După primul album, da, după aia ne-am mutat în București, am stat un an, aproape un an. Și în perioada aia au fost foarte multe concerte în București. Nu neapărat când am stat, ci înainte și după. De fapt, aia a fost și chestia cu mutarea, în principal. Recordul a fost 12 cântări pe lună, în diferite părți, și dintre care clar vreo 6 erau în București. La un moment dat se scria într-o revistă formatul celor care anunță evenimentele, se scria concert, nu mai țin minte ce formație din București, în paranteze stil Blazaj, ca să vină lumea. Deci era un stil, nu știu. Atunci mi-am dat seama că e un stil. Până atunci era o negură, nu știu, era cam sub semnul întrebării proiectul ăsta pentru mine. De ce prinde? Dar de ce? Până atunci mi-am dat seama. Și apoi am început să mă implic chiar activ în Blazaj. Să vin cu idei de piese, să vin cu fragmente mici. Am impresia că s-a dus pe put. Acum la pasă e maneaua, șușaua și șocardea. Tezaur folcloric prezintă mult și bine, dar degeaba. Nu se vinde, căci de vânzare e porno folclor cu Turturel și cu Gagica. Unde-i doina a dispărut? Am impresia că s-a dus pe brut. Acum la bază e maneaua, șușaua și șocardea. Folclor adevărat nu se prea mai face, căci lor nu le place. Obiceiuri și tradiții populare s-au dus la vale. Unde-i doina?
Prima perioadă a fost în componența cu Eddie Neumann la saxofon și cu Florin Barbu la bas. Așa a apărut primul album în 1999, Atenție Blazaj, îi spune. Și după 3 ani, da, Eddie Neumann a încercat să se stabilească în Anglia. Acum a reușit. Atunci spune a încercat pentru că atunci încă nu era clar dacă va rămâne sau nu. Nu prea mai stătea prin România, stătea mai mult prin Anglia. Nu ne-am gândit atunci pe loc ce facem, mama, situație de criză sau din astea. Am lăsat lucrurile efectiv liber până când am început iară să ne vedem singuri. Deci am lăsat lucrurile să decurgă de la sine. Era un punct mort în care formația putea lejer să nu mai existe. Și nimeni nu avea tragere de inimă să mai continue la momentul ăla. Și după aceea, după un timp, ne-am strâns și am început să repetăm. Bine, ne-am găsit o sală de repetiții și așa mai departe. Aici se încheie și seria filmărilor cu piese de pe primul disc, clipul fiind o producție internă TVR2, ca și concertul din seria Galele TVR2. Din păcate, n-am putut vizualiza și alte piese valoroase, gen Mersul trenurilor sau Piersicoaso. O ladă de mici și o vadră de bere, în drum spre spital, mor de plăcere. O vadă de bere și o ladă de mici, eu azi nu merg la servici. Prelevat țesutul, pacientul banal, un act de seringă, curios și brutal. Privesc după mine mulțime de tați, pe culoare înșirat un pluton de soldați. Biologie, trilogie, arheologie, durere de cap, moș în penurie. Rețetă cu scris nedescifrat, supă de mostre, de șampon alterat. Și cum îți spuneam, aspirină să-mi iei, târâși deprimați spre ceaiul de tei. Strănut furios și mă așez pe vine, pe o coardă vocală mișună albine. Gripă, guturai. Gripă, guturai. Eddie Neumann a fost inițiator și a pus bazele cumva conceptului Blazaj, după care a plecat în Anglia, aia știe el mai bine pentru ce. Adică a plecat să-și vrut să vadă cum e acolo. Și a stat acolo și s-a întors. Al doilea album, Blazaj, poartă tot amprenta lui, pentru că piesele au fost compuse acolo și a venit cu ele aici în România. A venit în iarna lui 2001, în decembrie, la mine acasă, ne uitam toți lung la el cum suna, le-a pus pe un CD-ul așa cum a știut el, cu o clapă, cu niște tobe improvizate, un bas, chitară. Și în 2002 am pornit cu ele să le prezentăm publicului. Deci în primăvara lui 2002 am cântat aceste piese, am avut atunci invitată pe Mara, care a cântat la Baba Novac. Și datorită căreia ne-am dat seama că multe piese de pe albumul 2 se potrivesc unei voci feminine. Așa am ajuns să ne luptăm pentru voce feminină și așa am ajuns la Cristina Păduraru. Am să-mi caut cuib în ramuri, cântălutul zvon curat ca lacrima. În argintul cel de noapte, când m-a biruit îmbrățișarea ta,
ființa mea imensă, luminitoare ca o rană. Am văzut chipul tău. Cântasem cu ei de câteva ori, nu cu formula Blazaj, dar cu toți membrii diferite. Aveam sală de repetiție lângă sala Blazaj, mai lipsea Barbu sau și cu Barbu împreună cântam cu două basuri. Deci a fost chiar Barbu plecase și chiar se făcea turneul de lansare de la Macadam. Și de lansare, da, de lansare, chiar dacă nu era încă tras. L-am tras după ce am făcut turneul. O săptămână înainte de turneul ăla am mers în formație, am scos repede piesele și direct turneul și am tras discul. Deci am mers repede. Nici n-am avut timp să mă gândesc. Dar îmi era foarte familiar oricum ce se întâmpla acolo. Piesele din Macadam, majoritatea au fost cântate și, cum să zic, au fost aduse sus, de Mara, din Baba Nova. Știe toată lumea pe Mara, nu mai trebuie să spun, e o voce incredibilă. Și apoi au fost preluate de Cristina Pădurari și au fost duse cu totul la alt nivel. Deci probabil un pisc la fel de înalt ca și Mara, dar cu totul altceva și le-au dat o altă conotație. Dar i-a fost ușor Cristine, pentru că piesele au fost deja ridicate de Mara foarte sus și de Blazaj. Apoi Cristina a preluat de la nivelul ăla și a menținut un nivel foarte înalt și frumos. Am avut pe primul album pe Maria. A venit pe album, a cântat foarte bine și după aia n-am mai colaborat cu ea. Acum o să vrem să colaborăm din nou. După aceea am căutat noi după al doilea album. Înainte de al doilea album, pe piese deja de la al doilea album, am cântat cu Mara. După aceea, după cel de al doilea album, Eddie a luat decizia că nu ne mai trebuie vocaliste și el va cânta piesele alea, Faptele și un lucru care erau compuse pentru să fie cântate de Gagis și le cântă el. Dispărând vocalul, Eddie trebuia să facă rost de vocalistă pentru piesele alea care deja erau plăcute de public și trebuiau cântate cumva. Eu nu vroiam să le cânt, așa că Horia a făcut rost de vocalistă pe Cristina. Aștept să găsesc în braț tot ce îmi doresc. Aștept să găsesc în braț tot ce îmi doresc. Un lucru știu, un lucru aș vrea, să te găsesc la ușa mea. Un lucru știu, un lucru aș vrea, să te găsesc la ușa mea. Ce-am în soare e, ce zăpușeală, torii de trecătoare.
între așteptare și visare îndrăzită. Și singura ușă ce contează, închisă, deschisă, deschisă, închisă, închisă, deschisă spre o nouă aștept, ușă. Aștept, aștept, aștept. Cristina a venit chiar în momentul în care Eddie a plecat în Anglia și vreau să introduc, aveam foarte multe piese cu linii melodice, adică nu chiar foarte multe, dar aveam câteva piese cu linii melodice și vreau o voce să... Eddie a făcut și voce la un moment dat în formație. Și Cristina era la momentul ăla foarte potrivită pentru piesele respective, plus faptul că cânta și cu flautul, cum practic nu mai exista pachet, că trompeta și flautul nu poți să-l numești pachet. E o chestie mai... cam se cântă în același registru. Mă rog, asta e chestie muzicală. Dar ideea e că nu mai era pachet și cumva flautul mai colora și trompeta colora. Deci era mai mult ideea. Și vocea care era foarte fain. În locul lui Florin Barbu avem pe Uțu Pascu, care mai cântă și cu trupa BAU, Brigada Artistică Urbană. Și a fost elevul lui Florin Barbu. Au învățat reciproc unul de la altul și este în același spirit. Noi transmitem căldură. Noi transmitem căldură înspre voi. 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 Tu spui că e doar cerneală pe hârtie, dar eu îți spun să cauți acolo adânc și bine. Nu te lăsa condus de minte, căci aminte te înșeală prin rațiune, prin evaziune, de clișee și de idei preconcepute. Lasă-te condus de ritm, de melodie, de energia care vine de la noi spre tine și te prinde acolo într-o stare și te ține tare. Noi transmitem căldură. Noi transmitem căldură înspre voi. 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 Auzi? Simți ceva? Se aude și pe radio. Se simte și pe radio. Nu reușim să ne împăcăm cu oameni din exterior, ca de exemplu impresari sau manageri, și nu am reușit să avem așa ceva, un manager sau un impresar. Asta și datorită faptului că suntem personalități diferite și foarte, fiecare foarte puternice și atunci încă unul în plus, nu, domnule, nu ne înțelegem. Și atunci lăsăm lucrurile să vină de la sine și nu le forțăm și lucrurile acum se întâmplă altfel. Ești într-o piață muzicală unde tu trebuie să intri cu capul înainte, să deschizi ușa cu spatele, să intri pe geam, să faci jumbuș lucruri și tot felul de faze din astea, care pur și simplu pe noi nu ne-au interesat. Și atunci dacă vin cântări, cântăm, dacă se întâmplă să tragem album, îl tragem, dacă se întâmplă să scoatem, îl scoatem, dacă nu există casă de discuri, îl punem pe net sau facem ceva cu el. Dar nu trebuie să facem noi volte și jumbuș lucruri ca să promovăm neapărat albumul. Nu trebuia să le aduceți pe, dacă chiar am vrea chestia asta, atunci am schimbat și genul de muzică și am merge în mainstream și ne-am duce direct în... Ne-ai vedea în fiecare an la Mamaia, zic sigur. Și la ce? Nu, la Mamaia. Am boală pe ocol. Am tot un buzunar. Port verde la destin și nasuri la curcan. Am tot ce vrei. Am tot ce vreau. Am tot ce vrei. Am tot ce vreau. Ce vreau. Am tot ce vreau. Am tot ce vreau.
Când am venit eu la Macadam, era discul compus 100%, pentru că era deja compus și am venit doar, l-am cântat o săptămână și am intrat în studio cu el. Săptămâna aia am mai schimbat eu liniile de bas să se potrivească cu mine, dar el era deja compus, n-am avut nicio treabă. După aceea au început să se schimbe piesele. Am schimbat linii, am schimbat structuri, forme, că ne plictiseam de ele și le înnoiam. Încă nu știu să compun stil blazaj în momentul acesta. În momentul ăsta am câteva ajutoare armonice, chitaristice pentru blazaj și deci practic îi ajut pe băieți să fie mai ușoară munca și am o singură piesă, Hai și tu se cheamă, care e foarte plăcută de public. Sunt bucuros că am compus și o prima piesă blazaj care place în viața asta mea. Și am putut și o să fac ceva pentru blazaj. A existat cumva o... Chiar dacă nu am mai scos nimic de atunci, la un moment dat a fost și o perioadă în care fiecare era în filmul lui cumva și nu eram despărțiți, dar eram preocupați de, și de alte chestii mai personale. Dar în momentul ăla s-a produs chestia asta care acum e foarte... Eu simt că e foarte legată, în modul că fiecare contribuie. Și acum piesele, de fapt, ori idei compuse de cineva mai clare și se orchestrează la sală, ori idei care se... Vine o idee care e pur și simplu o idee fără nimic gândit și la sală se creează, de fapt, se pleacă de la idee, se ajunge la cu totul altceva și se creează o piesă foarte faină. Cam așa s-a ajuns să lucreze și ăsta e foarte bine. Să vă la teleu, ata moacă de pură dură. O friptură cu multe condimente aduse cu greu de pe diferite continente, împânată cu slăninuță și cu usturoi și strobine în aputeță cu vin de soi, servită cu cartofi prăjiți și cu salate de la ursul din grădină furate. Și mult mai mult se vrea să stai în banca ta cu minte în clasă a treia pe dreapta, să ridici două degete dacă ai ceva de adăugat și să nu răspunzi neîntrebat, să nu o ciupești pe colega din față și să-mi zloși X și 0 pe sumasă. Dacă faci toate astea, ai șanse în viitor să fii ca Petrică, ascultător. Mult, mai mult, mai mult, mai mult. La, 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 la. Mult, mai mult, mai mult, mai mult. La, 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 la. La, 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 la. Mai multă scarulantă, mai multe locuri în bus, mai multă ciocolată, neugenii n-au pus. Mult mai mult ar fac aș pentru strașnic cu straș. Mai mult, mai vis, mai închis, mai tar. Mai multe hituri pentru mai mult de o vară. Mai mult rec, mix, mai
master microfoane, mai mult distors pentru o chitară corectă, mai mult flaut pentru o piesă dementă și mult... Da, eu mă ocup de, și de sunet, am studio, fac, produc și pe alte formații, dar și în concert la Blazaj am partea mea și tehnică într-un fel. Trebuie să... sau le mai zic cum să punem microfoane, ce microfoane să alegem, ce tonuri să ne facem ca să sune mai unitar, ca să sune mai produs, cum ar veni până și live-ul, nu doar concertul. Suntem implicați în foarte multe proiecte fiecare, când ne întâlnim parcă suntem extraterestri, dar după două repetiții iarăși ne amintim că de fapt suntem foarte buni prieteni și funcționează extraordinar gașca fără să fără niciun efort. Azi am primit mesajul tău, nu poate fi adevărat. Dure să fiu iubitul meu, după tot ce s-a întâmplat. Durerea mea abia s-a stins, am încercat să te uit. Oh, nu, 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 nu ai convins că vrei mai mult decât un joc. Având manageri, impresari, casă de discuri, n-avem niciun deadline. Noi suntem deadline-ul care din când în când unul din noi răbufnește. Scoatem albumul ăsta, ce dracu, și celălalt răbufnește. Acum ți-ai găsit, eu trebuie să plec o lună în Germania, am treabă la nu știu unde. Și... ah, bine, atunci lăsăm pe luna viitoare. Okay. Luna viitoare, bineînțeles că apare altceva și tot așa. După jumătate de an iarăși răbufnește altul. Album! Face. Nu acum, că am eu o lună altceva. Cu Blazaj am avut destul de puțin ieșire afară, dar cred că după următorul album o să mergem mai mult. Am avut în Ungaria, cred. Adică, na, singurul loc unde am ieșit în Ungaria. Dă-mi un vis, vis, dă-mi un vis, dă-mi un vis, ce nu mă arunc în abis. Dă-mi un vis, vis, dă-mi un vis, dă-mi un vis, ce nu mă arunc în abis. Dă-mi un vis, 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 dă-mi
Dă-mi un vis, vis, vis. Dă-mi un vis, eu nu mă arunc în abis. Când a plecat Eddie, s-a trecut mai greu puțin, pentru că el compunea piesele și a fost puțin o criză de identitate în formație, puțin, până ne-am dat seama că trebuie tot să lucrăm. Restul, Cristina, când a fost, a schimbat puțin imaginea, nu neapărat partea muzicală, dar a lipsit o lună, două, până ne-am obișnuit cu sunetul nou, fără voce și fără... Dar, până la urmă, Blazaj, asta a fost întotdeauna, cu Vita la voce. El e personalitatea cea mai pronunțată din formație. Încă de la acel recital de la Stufstock, Blazaj avea un playlist piese noi, precum Hai și tu sau Vis. Plecarea Cristinei Pădurariu, ca și cea a lui Eddie Neumann, a oprit cumva lucrurile în loc, apoi l-a clarificat. Deja compozițiile deveniseră colective. În prezent, locul lui Eddie este acoperit foarte bine de Lucian Noghi, saxofonist de jazz, cum se observă și din această nouă piesă. Iar la București, premierele au continuat. Îmi place foarte mult Ograda, Soldații de Funk, Demența, sunt câteva piese care îmi plac foarte mult pe următorul album și o să mai fie câteva care o să-mi placă poate și o să văd și după ce înregistrăm, că o să mai întâmple mici modificări și atunci. La momentul ăsta piesele stau foarte bine în picioare, toate pentru live. În momentul în care intrăm în studio, o să facem mici producții strict legate de studio și în momentul ăla o să vadă mai clar produsul final și ideea piesei. Cea mai faină idee, aș putea să spun, e Ghetoul de Aur. E o piesă care se cheamă Ghetoul de Aur, unde vorbim despre orașele apărute la marginea orașului. Alea cu vilele extraordinare care sunt ușă în ușă, balcon în balcon, inox în inox, termopan în termopan. Și chiar bucata, piesa în sine are și un...
un moment în care piticii de grădină se revoltă. Și piticii de grădină împreună cu geamurile termopane și cu ușile de garaj, cu telecomandă, ies în centrul orașului să se revolte, că de ce atâta asemănare și de ce toți seamănă între ei și așa mai departe. Și până la urmă, un geam termopan în formă de pentagramă strigă să dea foc, să treacă totul prin inox și plastic. Și la momentul ăla toți tac, pentru că totul era trecut prin inox și plastic în ghetoul de aur. Și atunci se hotără să facă o asociație care să distingă totuși formele între piticii asemănători și nu știu ce, că totuși există o diferențiere chiar dacă sunt asemenea. Și să lupte ei pentru acea diferențiere. Și se cară din piața noului oraș, pentru că la 12 aveau întâlnire masonii noului oraș. Și atunci pleacă fiecare la casă. S-a inventat un nou aparat. Un aparat cu care poți să-ți editezi viața. Să ți-o schimbi. Îți cumpere aparatul, îl pui acasă și precum o cutie magică, aparatul acesta poate să-ți schimbe personalitatea. Are foarte multe preseturi din care îți alegi, mergi frumos cu editorul, aha, și îți găsești personalitatea dorită pentru acea săptămână, sau poate vrei să ți-o schimbi în fiecare zi. Și după ce ai găsit-o, te conectezi și îți editezi viața așa cum ai vrea tu să fie. Dacă 2010, Blazaj, cred că mai degrabă dans. Pentru că în cluburile în care cântăm, lumea stă în picioare și să facă ceva, să se miște. Să... Plus că mie asta îmi place, muzică de dans și bună dispoziție. Și cam toți din trupă sunt axați pe muzică de dans mai mult. Vor fi și... sunt și momente liniștite, cu armonii, mai de jazz, cu improvizații, dar alea doar așa, ca să încarce lumea să danseze mai departe pe ce urmează. Intens. Aprins. Extins. Cuprins. La început să fii în interiorul lucrurilor. Vrei să faci parte din ele. Vrei să vezi cât mai în detaliu și cât mai deslușit fiecare componentă, fiecare părticică. Condensat, impregnat, copleșit, multiplicat, detașat, relaxat, deconectat. Oricum, a început în Timișoara, bineînțeles, după o cântare de jazz ce aveam într-un club. Horia Crișovan a venit la mine și mi-a propus să vin în Blazaj și am acceptat. De ce nu? Am tăiat din colaborările cu foarte mulți artiști. Și mai nou, acum fac timp pentru Blazaj, sper că preponderent, cel puțin pentru un nou album. Deci am tăiat o grămadă de colaborări. E super ok acum, sunt mult mai lejer. Hai și tu, hai și tu, vin și eu, vin acum. Hai și tu, hai și tu, vin și eu, vin acum. Hai și tu, hai și tu, vin și eu, vin acum. Hai și tu, hai și tu, vin și eu, vin acum. Hai, hai, dă-i cu mine acum, să ne aruncăm prin luni, să găsim cu albaștri nori un dans, alb ca acel album, cu suflete conturi.
Despre vocile feminine care o să fie pe album, dacă puteți să-mi spuneți mai multe. Încă nu ne-am hotărât, probabil Maria va fi, Maria Radu va fi una din ele. Astăzi avem surpriza serii cu ea și vom cânta cu ea în seara asta și în funcție și de cum va suna, dar așa cum am auzit până acum la repetiții, cred că va fi pe album una dintre voci. Poate va fi și Mara, nu știu, am mai colaborat cu ea. Cine știe, mai vedem, poate mai găsim și prin Timișoara. O să încercăm probabil și trombonist sau poate percuționist sau mai vedem. Da. Și poate și un vocalist, că deocamdată noi avem un povestitor, nu un vocalist. Da. Pregătit diferite, diferite mirodenii cu care să aruncăm prin sală, așa, sonore și neapărat și textuale. Am pregătit niște piese noi, foarte faine, foarte antrenante, o să vedeți. Nu o să vă vină să credeți ce faine sunt, astfel încât când o să scoatem albumul o să-l căutați peste tot, precum caută furnicarul furnicile.